Dovezu uimitoare din antichitate. În înțelepciunea sa și conform legământului său, tatăl la tot puternic Yahua a construit cu grijă un zid simbolic de protecție în jurul vechiului popor evreu. Pietrele acestui mare zid erau. Adevăruri divine, inseparabile, examinează dovezile făcute din legea sa morală, statutele, hotărârile judecătorești, lunile renoite, zilele de sărbătoare și uh, șabatul de ziua șaptea. Conform legământului lor, atâta timp cât vor rămâne ascultători, ei vor rămâne de asemenea un popor suveran și liber. Dacă în orice moment Israel ar fi să încalce în mod intenționat legile sale, creând o verigă slabă în acest zid, Yahweh i-ar pedepsi, permițându-le să meargă în captivitate. Odată ajuns în captivitate, ei trebuie să cedeze respectării legilor națiunii conducătoare, împreună cu sistemul său de calendare, șabatul și zilele de sărbătoare puse deoparte. În acest fel și din cauza neascultării lor rebele cu privire la respectarea legământului lor, Iahua i a făcut să uite căile sale: Respingerea lui Mesia, Ierusalim, zidul plângerii. Să se știe că în epicentrul timpului evrei în cea mai mare parte l-au respins pe Mesia. Teama de pierderea autorității superioare de către Saduchei și Levi în ceea ce privește preoția lor a fost eclipsată doar de farisei rabinici care câștigau un punct de sprijin în Israel. Dar abia după distrugerea Ierusalimului și a templului său și la întreruperea preoției levitice, evrei, farisei rabinici s-au ridicat constant în putere și în promovarea legii orale în răzvrătire față de legea Torei, creând haos în Israel. Deși, în primul rând, acest grup evreiesc a devenit atât de urât de romani până în secolul al IV-lea după Iașua, tot Israelul a fost adunat în întregime deoarece începuseră să-i urmeze pe acești mistici din Babilonul Antic până la propria lor moarte. Pentru că ei își pierduseră în mod constant orientarea cu privire la adevărurile pe care le protejaseră cândva, adevăruri călcate în picioare. Nu am nicio rezervă că Iahua, în marea sa înțelepciune, a permis ca adevărurile sale să fie călcate în picioare în ultimii aproape 2000 de ani. Scopul căruia este purul geniu, totul de dragul de a oferi o nouă oportunitate numai Roaha Codeș să ghideze și, în cele din urmă, să restaureze adevărurile sale originale celor care le caută din toată inima trecând prin toate dogmele fariseilor rabinici și creștine romano-catolice prin utilizarea tehnologiei moderne și focul interior al dorinței de a cunoaște adevărul. Adevărurile lui sunt restaurate pentru a pregăti un popor, pentru întoarcerea sa curând și veșnicia de dincolo. Aleluia! Și toți copiii lui Israel vor uita și nu vor găsi calea anilor și vor uita lunile renoite, vremurile și șabatele și vor greși toată Ordinea anilor, că știu și de acum înainte ți-o voi declara și nu este intenția mea, căci cartea scrisă înaintea mea și pe tablele cerești este rânduită împărțirea zilelor ca să nu uite de sărbătorile legământului și să umble după sărbătorile neamurilor, după greșeala și după neștiința lor, căci vor fi cei care vor observa cu siguranță luna cum ea tulbura timpurile și vine de la an la an cu 10 zile prea devreme. De aceea vor veni peste ei ani când vor tulbura și vor face o zi urâcioasă Astăzi, ziua mărturiei și o vor și o zi necurată o zi de sărbătoare și vor încurca zilele, cele Sfinte cu cele necurate și ziua necurată cu cele Sfinte, pentru că ei vor greși în privința lunilor și a șabatelor, a sărbătorilor și a jubileilor. Catea jubileilor 6, 34 la 38. Fiți conștienți de faptul că ori de câte ori există o controversă de lungă durată în care dorința este de a arăta că ceva precum luna renoită, săptămânile lunare și șabatele din antichitate a fost eronat ceea ce îl fa îi face pe toți să creadă că lunile și săptămânile au continuat așa cum le avem astăzi, ar trebui să simți miros de pește. Cel mai probabil s-au produs modificări ale textului de mai sus. Luați în considerare că au fost scris inițial pentru a arăta adevărul observării lunii. Fiți informați că romanii au furnizat o industrie numită. Correctors of Rome, inființată cu scopul de a modifica înregistrările care ar asumina religia creștină sau calendarul său. Evrei au avut aproape același lucru, deoarece există mai multe niveluri de schimbări pe care le-au făcut în Tanah. Cum ar fi numele sacre ale Tatălui Etern, au fost suprascrise în ebraică cu numele Adonai, un Dumnezeu grec. Omologul englez al Dunaii este Domnul, care nu are nicio legătură cu numele sacru al celui preanalt al lui Yahoo. Termenul ebraic Eloah a fost înlocuit cu cuvântul Dumnezeu în engleză. Acestea sunt doar câteva dintre schimbările evidente, dar ținta satanei și a puterii fiare, așa cum este ilustrat în Daniel 7 cu urma să fie calendarul și legea Torei. Și el va rosti cuvinte mari împotriva celui prea înalt și va urâ pe sfinții celui prea înalt și va gândi să schimbe vremurile și legile. Nu lua seama la fabulele lui Daice și uh, de poruncile oamenilor care se întorc de la adevăr. Cum poți să spui noi suntem înțelepți și legea lui Iahua este cu noi? Uite, condeiul fals al scribului lucrează cu siguranță minciună. Înțelepții sunt rușinați, sunt îngroziți și luați. Iată, i-au respins cuvântul lui Iahua, deci ce înțelepciune au ei? Dar degeaba se închină mie învățând ca doctrine poruncile oamenilor. Planul de restaurare. Aceste oracole divine ale adevărului pe care Iahua le-a încredințat lui Israel, el dorește de asemenea să ni le încredințeze astăzi. Din nou în înțelepciunea sa, ei ar fi în siguranță numai în pereții legământului său căci povestea lui Israel despre neascultarea față de Iahua este povestea noastră, iar captivitatea lor este robia noastră. Dar Iahua are un plan de a restaura toate lucrurile celor care doresc și caută cu sârguință restaurarea legământului său divin original. Numai celor care vor să intre în legământul său le va deschide calea pentru a descoperi adevărurile sale de mult pierdute și ascunse. În paginele antichității este consemnat cum și de ce șabatul zilei a șaptea, precum și zilele sărbătorii, statutele și judecățile stabilite de el, totul s-a pierdut și uitat în timp. Numai prin înțelegerea noastră a modului în care au fost pierdute ele pot fi găsite și restaurate cu adevărat, împreună cu celelalte adevăruri divine inseparabile ale lui Yahua. De asemenea, voi face să înțerteze toate veselia ei, zilele ei de sărbătoare, lunile ei renoite, șabatele ei, toate sărbătorile ei rânduite, spune Iahua. Dovezul uimitoare din antichitate. Înregistrările istorice și biblice identifică cel puțin uh, trei ori când Israelul a intrat în captivitate. Prima a fost robia lui Israel în Mitraim, urmată de Babilon și în cele din urmă la distrugerea Ierusalimului în anul 70 după Iașua de către Roma. În acești ani lungi în Mithräim, majoritatea lui Israel a pierdut complet căile lui Yahweh și a trebuit să fie reînvățat prin Moshe. În timpul captivității din Babilon, mulți au uitat, dar cu siguranță nu toți, inclusiv pe Daniel, Ezra și Neemia. Dar odată cu distrugerea Ierusalimului în anul 70, a început prima fază a îndelungatei captivități romane și sub o guvernare dură care era hotărâtă să distrugă legea ebraică și calendarul zilelor și de sărbătoare și șabate. Deși a fost voia lui Iahua ca adevărurile sale să fie ascunse pentru un timp, în cele din urmă și prin providența divină toate vor fi restaurate. Preoții au călcat legea mea și au pângărit lucrurile sfințite ale mele. Nu au făcut nicio deosebire între cele sfinte și cele profane, nici nu au făcut deosebire între cele necurate și cele curate și și-au ascuns-o șabatele mele și eu sunt profanat printre ei. Aduceți-vă aduceți aminte de legea, robului meu Moșe pe care i-am poruncit-o în Horeb pentru tot Israelul cu legile și poruncile. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de venirea zilei mari și înfricoșătoarea lui Iahua. Și când va avea loc dezbaterea, ei vor sta în cupolele mele de care și vor crede legile mele și vor păzi poruncile mele în toate solemnitățile mele și vor sfinți șabatele mele. Calendarul evreiesc actual a fost stabilit în secolul al IV-lea, șabatul în funcție în perioada nomada a Israelului de observare a fazelor lunii nu putea fi în consecință o zi fixă. Evreii timpuriu folosau săptămâni lunare de șapte zile, care se terminau cu observații speciale în ziua a șaptea, dar totuși erau legate de cursul lunii. Deci aveți toate resursele citatelor în descriere. Sărbătorile evreiești fiind reglementate numai de lună pot cădea în orice zi a săptămânii romane. Invenția săptămânii continue a fost prin urmare una dintre cele mai semnificative descoperiri în încercările ființelor umane de a se rupe de a fi prizonierei naturii și de sub legea lui Dumnezeu și de a crea o lume socială proprie. Majoritatea teologilor și unii savanți presupun că societatea evrească de masă pe vremea lui Isus practica o săptămână fixă de șapte zile, care era aceeași cu săptămâna fixă modernă de șapte zile. Acest lucru este extrem de îndoielnic. Schimbarea de la o săptămână lunară la una fixă a fost adusă de putere și influența Romei. Atâta timp cât nazarinenii dețineau puterea în Ierusalim, toate practicile și obiceiurile romane, inclusiv cele din săptămâna consecutivă, au fost ținute la distanță. Secolul I înainte de Iașua. La mijlocul secolului I, Iulius Cezar l-a invitat pe Sosigenes, un astronom uh, alexandrin, să-l sfătuiască cu privire la reforma calendarului, iar Sosigenes a decis că singurul pas practic a fost abandonarea completă a calendarului lunar Iulius Cezar. Uh, lunile trebuie aranjate pe o bază sezonieră și trebuie folosit un an tropical solar ca în calendarul egiptean. Aceste superstiții importante din Babilon i-au determinat în cele din urmă pe rabinii evrei să-l numească pe Saturn Shabbatii, steaua sabatului, abia în primul secol al erei noastre, când săptămâna planetară devenise o instituție stabilită, șabatul evresc pare să fi corespuns întotdeauna cu ziua lui Saturn. Secolul I după Iașua. Cât de mari sunt lucrurile pe care vrăjmașul le-a făcut cu răutate în locul Codeș, au arătat prezența ta maiestuoase în mijlocul solemnităților tale și au așezat semnele și benerele pe care mai ai, pe cele mai înalte locuri. Au ars cu foc sanctuarul tău, au stricat apenacul numelui tău de pe pământ. Rude de, rudele lor au spus împreună în inimile lor: facem ca toate zilele de sărbătoare ale lui Iacua să înceteze de pe pământ. Secolul al doilea, împăratul Hadrian. Această schimbare de la calendarul unii solar, la un calendar solar fix a avut loc la Roma în timpul măsurilor represive care au fost adoptate împotriva tuturor obiceiurilor evrești în timpul domniei împăratului Hadrian. Odată cu căderea sediului nazireanului la Ierusalim, acest nou calendar roman s-a răspândit rapid în creștinătate. Acest nou calendar numai că a înlocuit datele anuale și ale festivalurilor, cum ar fi pe Saho, dar a renoit și conceptul de săptămână și a șaptea zi a acesteia, Calendarul solar lunar a fost folosit de toți discipolii originale a lui Yahushua. Acest calendar lunar solar nazarinean original a fost înlocuit de o săptămână planetară și un calendar roman în anul 135, când episcopul circumciziei, adică succesorul legitim nazarinen al lui Yahushua, a fost rămutat din Ierusalim. Acesta a început o controversă de 300 de ani cu privire la calendarul adevărat și șabatul corect. Secolele al doilea și al treilea Clement din Alexandria. În anii care au urmat pe vremea lui Clement al Alexandriei a început să aibă loc o schimbare de rău augur care avea să schimbe radical conceptul creștin de șabat, înregistrează enciclopedia biblică. Această conexiune intimă dintre săptămână și luna a fost dizolvată curând. Este cer că săptămâna a urmat în curând o dezvoltare proprie și a devenit obiceiul fără să țină cont de zilele lunii, adică luna lunii solare, încât luna renoită nu mai coincidea cu prima zi a lunii. Apoi, la pagina 4179 din aceeași enciclopedie citim, introducerea de obiceiul sărbătorii șabatului în fiecare a șaptea zi, indiferent de relația dintre zi și fazele lunii, a condus la o separare completă de, de diviziunea antică a șabatului. Te menționa că cea mai veche inscripție creștină datează, datată care folosește o denumire planetară duminică-sâmbătă, ciclul neîntrerupt de săptămâni, aparține anului 269 după Iașua vom fi luați pentru perși, poate. Motivul pentru aceasta, presupun, este că se știe că ne rugăm spre Est. De asemenea, dacă consacrăm ziua Soarelui festivității dintr-un motiv mult diferit de închinarea Soarelui, suntem pe un al doilea loc față de cei care consacră ziua lui Saturn, ei, el, ei înșiși abătându-se printr-un obicei evresc în care ei sunt ignoranți. Secolul al IV-lea împăratului Constantin în 321-325. Săptămâna modernă de șapte zile a intrat în uz în perioada Imperiului Timpuriu, după ce calendarul Iulian a intrat în vigoare, apare în stimulat de imigrația din Orientul Roman. O vreme a coexistat alături de vechiul ciclu mondial de 8 zile și se cunosc fasti care arată ambele cicluri. În cele din urmă, a primit statutul oficial de către Constantin în 321. Chiar și după edictul lui Constantin cu privire la duminică a fost nevoie de o încă generație sau două pentru ca săptămâna de 7 zile să prindă în întregul imperiul. Sistemul de 24 de ore a durat mai mult fiind nevoie să aștepte până la inventarea ceasului mecanic în Evul Med de către călugării nerădători să-și respecte cu precizie orele canonice. Înainte de acestea, oamenii marcau trecerea timpului în timpul nopții folosind stelele și în timpul zilei fie prin privirea la soare, fie ascultând anunțuri publice ale vremii. O mărturisire de credință de la biserica din Constantinopol în anul 325, sub împăratul Constantin, renunț la toate obiceiurile, riturile, legalismele, azimele și jerfele de miei ale evreilor și toate celelalte sărbători ale evreilor, jerfe, rugăciuni, aspersiuni, purificări, sfințiri și ispășiri și posturi și luni noi și șabate și superstiții și imnuri și cântări și cinste și sinagogi, și mâncarea și băutura evreilor într-un cuvânt renunț la tot ce este evreu la orice legerit și obiceiuri și dacă mai târziu voi dori să nec și să mă întorc la superstiție evrească sau voi fi găsit mâncând cu evreii sau spătând cu ei sau discutând în secret și condamnând religia creștină în loc să o infirm în mod deschis și să o condamn credința lor deșată atunci să se lipească de mine tremurul lui Gehazi, precum și pedepsele legale la care mă recunosc pasibil și să fiu anatema în lumea viitoare și sufletul meu să fie așezat cu satana și diavolii.